terenul la topic și al părinților, pentru că dacă un copil provine dintr-o familie care are părinți atopici, riscurile cresc, șansele să dezvolte și copilul dermatită atopică sunt destul de mari. Contează foarte mult și mediul în care trăiește, cu ce îl spălăm pe copil, cu ce îl îngrijim, ce fel de naștere a avut. Contează foarte mult toți acești factori și mai ales contează starea de sănătate a mamei, atât înainte să rămână însărcinată, cât și în timpul sarcinii, cât și ce a făcut imediat după ce a născut. De ce se manifestă mai des la copii decât la adulți? Pentru că ei sunt cei mai predispuși la începutul vieții, n-au partea de imunitate formată, n-au partea de floră digestivă formată și vin la pachet cu ce au căpătat de la mamă. De aceea sunt mai predispuși. Cu cât crește copilul, mecanismul lui de apărare crește și el și atunci face mult mai ușor față acelor dezechilibre. Dar, din contră, sunt cazuri în care nu apare la vârsta de bebelușeală și apare mai târziu, tot ne uităm la istoric. Pentru că dacă este un copil cu repetate infecții, pentru care a primit tratamente diverse și mai ales cu antibiotice și n-a primit o protecție digestivă optimă, un probiotic bun, automat s-a dezechilibrat flora și poate și la 5-6 ani să se trezească cu dermatită.